307 cadre didactice din județ care aspiră la un post de director sau director adjunct într-una din unitățile școlare din județ intră în focul examenelor. Concursul pentru ocuparea funcțiilor a debutat miercuri 12 octombrie cu proba scrisă, testarea având loc la Colegiul Tehnic Petru Mușat Suceava. Candidații au avut la dispoziție 2 ore pentru a rezolva cerințele testului grilă cu subiecte elaborate de minister. Proba vizează evaluarea aptitudinilor cognitive și a competențelor manageriale ale candidaților și constă în rezolvarea, în maximum 120 de minute, a unui test grilă cu item elaborați de Ministerul Educației. Conform metodologiei de organizare a concursului, la proba scrisă pot participa doar candidații ale căror dosare de înscriere au fost admise de comisiile de verificare. Tezele vor fi corectate tot în decursul zilei de miercuri, după ora 12:30, de către membrii comisiilor de examen, astfel că până la finele zilei, fiecare candidat va ști punctajul pe care l-a obținut. În județul Suceava, din cei 307 candidați, 230 vizează funcția de director, iar restul de 77 vor un post de director adjunct. Ulterior, candidații vor susține alte 2 probe, analiza CV-ului, respectiv un interviu în fața comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către candidații a ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an cu o durată de maximum 30 de minute, conform criteriilor și punctajelor din metodologie. Este declarat promovat la concurs candidatul admis, care a obținut cel mai mare punctaj total.